Astăzi a avut loc un eveniment cultural în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier, la care au participat primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, dar și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru. La Muzeul Regiunii Porților de Fier a avut loc lansarea de carte a doctorului Marin Iulian Agoe, Cetatea medievală a Severinului, centru de putere la Porțile de Fier, conferința Mărirea, decăderea și renașterea cetății Severinului și vernisajul expoziției Mărturii medievale din țara Severinului. Evenimentul cultural s-a bucurat de prezența oficialităților locale și județene, a conducătorilor instituțiilor de cultură, precum și a unor invitații de marcă din sfera culturii mehedințene. Ce prin a vă spune la mulți ani tuturor celor care sunteți invitați astăzi aici la acest eveniment, având în vedere că este primul eveniment pe anul acesta, țin să remarc faptul că mă bucură să constat că, având în vedere pandemia pe care trecem și știți care sunt condițiile actuale, la Muzeul Porților de Fier încep să apară activități care ne interesează pe toată lumea, în mod special pe cei care locuim aici și încercăm să scoatem la suprafață evenimente în care observăm că zona noastră e plină de tradiții. Aș vrea să felicit pe toți cei care au lucrat la acest proiect. Aș vrea să o felicit pe doamna manager, aș vrea să felicit echipa de la secția de istorie. Cum știm, în urmă cu câtva timp a fost inaugurarea și la secția de etnografie și, în special, aș vrea să felicit pe doamna Neagoe pentru efortul pe care a supus și a putut să ne unească cu tot aici. Vă mulțumesc și vă urez succes în activitatea noastră. Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, a participat la lansarea volumului Cetatea medievală a Severinului, centru de putere la Porțile de Fier, semnată de doctorul Marian Iulian Agoe, unde a subliniat faptul că în cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier încep să apară activități culturale care să-i bucure pe mehedințeni, chiar dacă ne aflăm în actuala situație pandemică. Cum echipă, suntem o familie, avem același interes comun ca lucrurile să funcționeze în Drobeta Severin, să putem să oferim ceva celor care ne caută. M-au tot întrebat organizatorii dacă vin, dacă sunt prezent, așa mai mult decât mă întreabă alții la alte evenimente. Nu puteam să lipsesc de aici, în primul rând, sau din două motive. În primul rând că este un eveniment pe care eu consider profund pentru noi ca și comunitate. Da? E vorba de istoria noastră, de ce a fost odată pe aceste locuri, în aceste locuri, pe aceste meleaguri și e important atât noi, cât și copiii noștri să știe ce s-a întâmplat aici unde ne ducem traiul de zi cu zi. Edilul orașului, Marius Creciu, a dorit să sublinieze importanța unor astfel de evenimente, deoarece este vorba despre cultura și istoria locurilor noastre.